Astăzi am supraviețuit pe planeta gigantică Minecraft și am explorat o grămadă de alte planete, ca la final să găsesc planeta gigantică de soare, să fac un parcurs super greu din interiorul acesteia și să o explorez. A fost o aventură totală, așa că hai să începem. Bun, pentru început, cred că ar trebui să vă spun o chestie, pentru că după o să uit. Ei bine, nu uitați, dați și voi un mare like la acest videoclip, oameni buni. Dacă vreți episoade de Minecraft în continuare, ați auzit, astăzi o să explorăm toate planetele și inclusiv planeta Minecraft, iar la final vom găsi planeta de soare și o vom explora și o să fie mare nebunie. Și practic, hai să ne luăm și noi toate itemele din acei șei și să începem aventura. Ok, hai să vedem. Hai să punem torțe pe aici și să începem explorarea. Prima planetă este chiar acolo. Cred că este planeta Marte, iar pe fiecare planetă, oameni buni, se află câte un mob rău și câte un tip de mob destul de periculos, așa că hai să vedem ce se ascunde pe planeta Marte. Dar înainte de toate, nu uitați de mărciurile pe aici, lăm.ro, pentru că era să uit. Pe data de 13 aprilie, mărciul oficial cu Andrei 2018 se lansează, așa că practic nu uitați. Ok, deci cred că e destul de greu să ajung până acolo, așa că ar trebui cumva să strâng niște blocuri ca să ajung până acolo. Poate să luăm niște gheață din aceasta? No, de asta? No. Ok, cred că o să trească să luăm zăpadă. No, nici zăpadă. Ok, cred că o să luăm lemnul ăsta ca să ajungem până acolo. Ne descurcăm și noi cu ce avem, pentru că o să fie o explorare destul de grea, dacă mă întrebați pe mine, pentru că o să trească să explorăm destul de mult. Dar hai să vedem dacă totuși ne descurcăm. Eu zic că o să le descurcăm destul de ușor, adică n-ar trebui să fie neapărat o problemă, dar să sperăm că nu o să murim, pentru că dacă o să murim, o să ne pierdem toate itemele. Da. Ok, cred că ar trebui să ne facem un crafting pentru început, iar mai apoi să ne facem niște slaburi. Ok, cred că așa, perfect. Luăm și crafting-ul, pentru că na, e blem totuși, poate o să ne ajute cândva. Și hai să vedem dacă putem ajunge până în capăt. Ok, hai să încercăm cu slaburile astea. Deci vedeți că avem mici bucăți de asteroizi, practic, sau nu știu ce ar trebui să fie aceste pietre destul de mari. Dar în orice caz, cred că putem sări acolo fără să murim. Ha, nu știu ce să zic. Hai să încercăm să mergem până în față, adică până acolo. Ok, perfect. Și let's go. Ok, hai să vedem. Uite un chest acolo. Ok, ok, deci am văzut un chest acolo. Hai să vedem. Ia, poate găsim ceva pe aici, dar stai. Caul. Ok, bun, nu e rău, nu e rău. Ok, deci o să ne ajute în a supraviețui pe chestia asta, pentru că putem să ne facem și mai multe torțe. Mă rog, noi de parcă avem 10.000 de stacuri deja, dar putem să facem sleburi din cablul sonul ăsta și să continuăm explorarea. Ok, ok, deci hai că într-un fel tot ne descurcăm, dacă e să mă întrebați pe mine. Ok, hai să luăm cablul sonul mult, 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 mult și facem în felul următor. Mergem sus repede, 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 repede. Punem un crafting table și punem în felul următor. Facem niște sleburi și mergem încolo. Vreau să merg încolo neapărat, pentru că acolo e un chest, frate, adică chestul ăla trebuie să... trebuie să ascund niște lucruri destul de importante, având în vedere că e atât de departe. Deci clar chestul ăla este super important. Hai să punem torțe pe aici prin spate, să nu vină monștri. Hai să vedem, hai să continuăm în față, să vedem despre ce e vorba. Ok, 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 ușor, 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 ușor. Hai să mai punem niște torțe pe aici prin spate. Bun, hai să vedem, ia. Opa! Sabie de diamond, let's go! Ok, și am găsit niște spawnere de găini, gen? What? De ce am găsit spawnere de găini? Adică hai să vedem, ia. Salut găină, mori. Ok, bun, nu știu de ce ne-a dat am primit două găini, dar într-un fel cred că pentru mâncare. I don't know, chiar nu știu sincer. Dar avem sabie de diamond, așa că hai să o aruncăm pasa de stone direct în void, pentru că nu mai avem nevoie de ea în momentul ăsta. Și hai să continuăm să vedem ce putem găsi pe următoarea planetă, că nici măcar n-am ajuns pe următoarea planetă. Ok, stai puțin. Stai, stai. Stai, unde era mă ăla? Unde era că l-am văzut? Uite-l! Mamă, 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 fire ai tu să fii de chest! Încă o sabie de diamond! Ok, și carne prăjită, nu e rău totuși. Dar frate, hai să vedem. Oh my god, pe planeta asta sunt blazuri! Ai de capul meu. V-am zis eu că pe fiecare planetă o să avem câte un mob din acesta, câte un tip de mob super, super periculos. Așa că hai să vedem la blazuri despre ce este vorba, presupun. Ai de capul meu, mamă, blazuri, frate. Pe bune. Ok, hai să încercăm să ne batem cu aceste blazuri. No, mă, no, no, mă, no, no, mă, no. Hai, hai, next.
Bă, dau în mine. Mamă, dacă eu supraviețuiesc, dar stai așa, trebuie să văd de unde provin blizurile astea. Hai să vedem de unde se spawnează more blaze. Ok, hai să vedem. Uite, de sus, de sus, de sus, de sus. Uite, uite spawnerul, trebuie să-l sparg. Sparge-te, sparge-te, sparge-te. Ok, perfect, perfect, perfect. Bun, hai să vedem creeperi. Ce caut aici la blaze-ul, frate? Aoleo, o să mor, o să mor, o să mor, o să mor. Ok, bine că mi-am dat spawn point totuși. Hai să vedem, deși dacă mor, tot nu mor. Ok, perfect, blaze-uri, blaze-uri. Cred că o să avem nevoie, pentru că la final avem un portal de end. Deci, într-un fel, cred că o să avem nevoie de blaze-roduri ca să facem Eye of Ender, știi? Adică, cred că ne sunt de folos aceste blaze-roduri. Mori, blaze! Mori! Ok, bun, și pe aia genii? Nu! Nu, 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 nu! Ok, hai să vedem, am terminat cu planeta asta. Hai să trecem la următoarea, care este planeta Pământ. Mă rog, planeta Minecraft, Pământ, whatever, cum vreți voi să-i spuneți. O să fie extrem de greu și zic că nu mor. Ok, am murit. Nice! Ok, hai. Unde ești? Că pentru tine am venit. Oh, ce split de diamond! Let's go! Ok, bun, not bad. Bun, hai să vedem. Mamă, dacă asteroidul ăsta, aici trebuie să se ascundă ceva tare rău. Și următoarea planetă este planeta Minecraft. Planeta Minecraft, Pământ, whatever, din nou. Ok, hai să vedem. Mamă, cum ajung eu acolo, frate? Cum ajung eu? Hai că nu e atât de imposibil, actually, dacă stau să mă gândesc. Ok, perfect. Aia zic, bun. Bun, și atent, acum facem un felul următor. Facem așa, bam. Frumos, elegant, am ajuns aici. Avem foarte mult căul din start. Avem un păiangăn. Mori. Ok, perfect. Hai să vedem ce se află sus de tot. Adică, zip de rog că se află 10 kg de diamond. Nu, ok, nu, fără diamond. Da, fără diamond, dar avem avem căul, ceea ce nu este neapărat rău. Și păiangănule, lasă-mă. Da, practic avem căul și doi zombi care vin în spate. Hai să vedem, te rog, dăm, nu știu, diamante sau ceva, pentru că am văzut că există și diamante undeva pe aici. Uite, ți-am zis eu, bă, v-am zis eu, mă, că există diamante, dar știi care e problema acum? N-am pickaxe de iron. Wow, bă, bine că-mi dă chestplate de diamond, dar un pickaxe de iron nu mi-ar da. Ok, hai să vedem, bun, perfect, bun, haide, let's go. Let's go! Am ajuns pe planeta unde, odată ce intru, o să se facă zi, dar odată ce ies de pe ea, o să se facă noapte. Vreți să vedeți chestia asta? Hai să vă arăt o demonstrație live. Fii atent, stai să urcăm până sus, până sus și fiți atenți. Vreți să vă arăt o chestie? Fii atent. Bam! Ok, da, v-am zis, deci v-am zis că s-a făcut zi instant, adică nici nu am mai stat la discuții. Băi, dar interesantă planeta asta, nu știu ce am impresia că o să găsim lucruri super șmechere pe ea. Adică, mă rog, nu știu exact ce o să găsim. Drowned! Ok, ok, domnule Drowned, te rog să pleci de aici dacă nu te superi. What? Trident? Care are trident de aici? Ok, nu știu de ce am văzut un trident, dar aici este efectiv o planetă normală. Zici că sunt pe o lume de Minecraft complet normală, care nu este nimic ciudat la ea. Adică, gen, e o planetă complet normală, însă nu este chiar atât de normală precum pare. Chiar este destul de anormală, dacă e să mă întrebați pe mine, dar da, se prezintă ok, presupun. Hai să mergem să omor un porc ăla, ca să nu spunem că n-am făcut nimic de aia. Gen, să nu spunem că n-am făcut nimic și am venit pe planeta asta și n-am făcut literalmente nimic. Uite, acum omor un porc, chiar doi. Adică pot să zic că am făcut ceva totuși. Dar da, planeta asta e ok, își presupun. Și odată ce o să ieșim din această planetă, o să vedeți că pur și simplu totul o să se distrugă. Bă, da, oare putem să minăm în planeta asta? Gen, oare e ceva înăuntru acestei planete, gen? Nu știu, adică eu aș fi destul de... Oh my god, da! Chiar există ceva în planeta asta. Ok, not bad. Iron, iron, iron. Chiar aveam nevoie de iron. Deci pe bune de nu, chiar aveam nevoie de iron. Și uite că l-am găsit. O bucată. O bucată, atât am primit, o bucată. V-am zis eu că odată ce ești de pe planeta asta se face întuneric. Uite-te și tu, nici bine n-am ieșit și deja e noapte. Da, tare rău de tot planeta asta, n-am să mint. Adică, bă, e tare, dar sunt alte planete mult mai mișto, gen mult, mult mai mișto. Și de-abia aștept să le explorez, dar ideea e în felul următor. Aia e următoarea. Nu știu ce ascunde, dar pare a fi ceva planetă de Enderman, sincer să fiu, aia din față. Și ăla e cumva un păianjen pe... cu un schelet pe el. Asta se numește Jokey, dacă nu mă înșel. Jokey! Ia uite-l! Și am zburat, ok, bun. Niciun chest pe planetele astea, mă rog, pe asteroizii ăștia sau pe ce sunt chestiile astea. Dar planeta aia pare a fi promițătoare. Haide-mă, haide-mă, haide. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bun, perfect, hai să punem pe aici astea. Oh!
let's go. Bun, hai să vedem despre ce este vorba pe planeta asta. Adică chiar sunt curios. V-am zis eu, v-am zis de Enderman. V-am zis. N-aveți cum să spuneți că nu v-am zis. Deci v-am spus că sunt Enderman pe planeta asta 100%. Deci efectiv am putut să jur efectiv că sunt Enderman pe planeta asta. Ok, bun, perfect. Aia zic, bun. Dăm și zombie. Și bă, am auzit sau că dacă te uiți fix în ochii Endermanilor, nu-ți fac nimic, gen. Da, cred că mi-tu e fals. Ah, ok, hai să fim serioși. Hai să fim serioși, domnule Enderman. Nu, nu, n-are sens să ne certăm, efectiv, n-are sens. N-are sens să ne certăm, pentru că eu trebuie să ajung pe planeta aia pe care o vedeți voi în față, care este planeta Soarelui și care este literalmente, cred că cea mai pe planetă. O să vedeți că o să avem un parcurs de făcut și o să trebuiască să explorăm planeta aia ca să ajungem la dragon. Deci o să fie o nebunie totală, așa că hai să mergem în față, adică trebuie să mergem pe aia mai întâi. Oh, ok, haide frate, cât mai trebuie să mergem, bă frate, cât mai trebuie. Oh, iron, ok. Nu zic nu la iron, dar de ce o bucată? Un chest măcar, nici măcar un chest. Ce se întâmplă? Oh my god. O să fie un episod... Pentru mine este obositor, dar pentru voi probabil este foarte distractiv. Și Enderman-ul ăla se uită la mine, uitați-l în spate. Tocmai ce s-a teleportat, l-a văzut cineva? What? Emerald! Bro, eu nici măcar n-am pickaxe de iron, despre ce vorbești cu emeraldul ăsta? Ok, măcar avem acolo un chest, priviți partea extrem de bună din toată chestia asta. Avem un chest în față, doamnelor și domnilor, anun special. Hai să vedem, let's go. Bun, hai, încă câteva slaburi. Hai, aaa, no, no, n-o să-mi ruinuiți tu episodul. Ok, un diamant! Ok, primul meu diamant pe care l-am găsit și este complet al meu. Dar păcat că nu am putut să-l minez, pentru că n-am pickaxe de iron. Dar, hei, totuși, aia e, la urmă urmei, știi ceva? Știi ceva? Is this the life? Ok, hai să vedem. Hai să mergem pe această penultimă planetă, despre care, nu știu, chiar nu-mi pasă, actually. Dar următoarea planetă este planeta pentru care eu am făcut acest videoclip, pentru că va fi planeta Soarelui. Și o să avem acolo un mini parcurs, o să avem dragonul pe care trebuie să-l batem. Și da, ok, bun, hai să omorâm zombiul ăsta. Avem aici o lamă care o să ne scuipe în 3, 2, 1. Da, v-am zis eu. Ok, hai să continuăm. Ok, nimic pe planeta asta decât lame, foarte frumos, și un creeper. Boom, ok, n-am făcut boom. Bun, și uitați planeta Soarelui. Ok, asta o să fie super interesant. Hai să mergem în ea chiar acum. Dar înainte de toate, trebuie să dați și voi acolo un mare like. Bă, tu mă întrerupi pe mine. Dați acolo un like, hai să vedem dacă putem strânge 5.000 de like-uri pentru planeta Soarelui. Bă, ce diamond mine. Pleacă, perfect. Hai să vedem, putem da cu toții like în 5, 4, 3, 2, 1. Like, like, like. Ok, dacă ai dat like, respect, sincer. Olo, olo, olo. Ok, 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 bun. Ok, nu e rău. Bun, hai să mergem. Oh, în sfârșit, intrarea către planeta Soarelui. Hai să mergem, let's go. Frate, cum arată. Imaginați-vă că aici este doar lavă. Peste tot pe unde vedeți se află doar lavă și mi se pare fascinant cum arată. Mi se pare wow. Ah, da, acum hai să sărim. Oh, ok. Destul de tare, n-am să mint. Hai să punem și noi torțe pe aici, dar nici nu știu de ce pun torțe. Cred că am emoții puțin în momentul ăsta. Ideea e în felul următor. Băi, chiar nu știu ce mă așteaptă aici, dar hai să vedem. Let's go. Ok, ușor parcurs, ușor, ușor. Mamă, bă, chiar e cel mai ușor parcurs pe care l-am făcut ever. Adică, să fim serios, gen. Wow, wow. Ok, 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 nice, nice, nice. Hai să vedem. Oh my god, tocmai ce am găsit portalul către End. Dar eu n-am eye offender, adică gen, ce ar trebui să fac acum? Oh, what? Ajutor? Salut, domnule? Salut, străine, am auzit că ai nevoie de eye offender. Poți să-ți oferi câte eye offender dorești, dar trebuie să-mi îndeplinești o misiune. Undeva în această sferă se află 5 diamante pe care le-am pierdut. Găsește-le și îți voi da eye offender. Ok, mersi de ajutor, presupun. Să accept? Adică presupun că n-am nimic de pierdut. Undeva prin această sferă. Adică stai, și pe sub lavă? Da, dar pentru asta ți-am pregătit câteva poțiuni care te vor ajuta în călătoria ta. Ok, presupun că merge.
Bine, păi atunci hai să mergem să-i căutăm diamantele la nebun. Nu știu exact de ce, adică cum am putut să mă nimeresc cu omul ăsta fix aici, dar gen, presupun că asta e, asta face parte din hartă, I guess. Ok, bun, hai să mergem în față, frumos, frumos. Și n-am decât să beau poțiunea asta și să mă bag sub lavă. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Ok, cred că merg destul de încet, dar măcar nu mur de la lavă, corect? Mamă, cum îi găsesc eu diamantele acum? Mamă, frate, oh, uite-l! Ok, 5 diamante, bun! Bun, 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 bun! Hai înapoi sus că mori, ești nebun! Frate, uite prin ce nebunie am trecut și acolo era chest-ul. Păi, poftim, ia 6 tips, unul de la mine și cred că o să-mi iau astea. Hai, salut, domnule, mi-a făcut plăcere să facem afaceri. Hai să mergem la dragonul ăsta pe care nici măcar nu cred că o să-l batem, sincer. Adică, să fiu serios, să fiu serios, adică eu nici măcar nu sunt echipat, nu m-am echipat harta asta cu literalmente nimic. Dar presupun că o să încerc, adică poate o să-l bat, dacă nu-l bat, totuși am trăit o aventură, totuși, știi? Adică chiar dacă nu o să-l bat. Wow, cum arată cerul! Ok, da, cred că nu o să-l bat, sincer. Dar e un cerc, ok? N-am nici arc, frate. Cum aș putea eu să-l bat pe individul ăsta, pe suspectul ăsta? Vino cu a! Trece cu a! Da, da, să-ți dau bucăți! Mamă, dar încă n-are cristalele alea. Sparte, aia e problema. Deci aia e problema. Dacă mor, over. Dar eu măcar am încercat. Da, n-am putut să-l bat. Dar totuși cam atunci cu acest episod în care am explorat planeta Minecraft și toate planetele de dincolo. Sper că v-a plăcut. Eu am văzut să ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!